Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la Gara de Nord, Timișoara Nord. Și vom face un video de la Timișoara până la București cu trenul Astra Transcarpatic la cușetă de 4. Așa că ne să dăm drumul. Data oricum e 1 iunie 2024, ora 21:27. Haideți că o să mergem. Trenul trebuie să vină în curând, vine de la Arad. Fac de aici video pentru că am venit de la Reșița și merg la București, unde mă duc la București, Grădinița Giurgiu. Alt video va fi. De altfel, aici e, mă rog, stația CFR Timișoara Nord, aia am vrut să zic. Popular se spune gară și trenul nostru sosește la, mă rog, ora aceea care scrie acolo, IRN 11500, acolo, linia 5. În rest, da, stația CFR se face în modernizare, liniile va trebui să facă pentru că e cum e. Încădirea va fi mai repede gata oricum, dar videoclipul acesta nu e despre Gara de Nord Timișoara, ci cu trenul, așa că mergem, așa așteptăm. Da, oricum trenul este Interregio 11500, Astra Transcarpatic, ora 21:56, trebuie să vină, mai repede, 533 de kilometri, 9:49, merg la cușetă 4, dar are și clasa a doua, dormit 2, lux 2, lux 1 și dormit 1, deci este. Și pentru cușetă 4 costă 181 de lei. Și da, am cumpărat, deci bilet întreg cu mâini, deci aici nu valabil cartea de călătorie, așa că 181 de lei e dat, dar o să mă odihnesc pentru că o să fie o zi portată mâine, pentru că mai merge pe București Grădiștea Giurgiu, linia care se redeschide după 19 ani. Bine, s-o redeschis pentru că e 1 iunie deja astăzi, dar m-am dus astăzi la Reșița ca să o prindem fain și aia. Haideți că vine și trenul nostru. Trenul de București, Timișoara. Avem trenul Astra aici, să luăm locul nostru unde trebuie, cred că în față va fi, și pornim la drum. Și avem un vagon de dormit, încă un vagon de dormit, cușeta trebuie să fie încolo, o să mai vin și la vagon de dormit odată și o să iau și luxul, deci 31 e ăsta, fix aici o să fim, va fi tare. Bun, eu zic să urcăm, să nu rămânem aici totuși. Observ imediat, e locul de bagaje, este acolo sus loc, dar pentru geantă e cam puțin. Normal, la CFR este loc aici jos, dar aici am să mă descurc eu altfel. Cam așa, un buton aici, care e el?
Așa, știu dacă este altul. Așa. Așa suntem. E ca la cușetele 6 în CFR. Deci cam așa mi se pare locul. Altfel e destul de ok, așa la prima vedere. Noi trebuie să plecăm imediat. O să fac și patul. Noi aici. Altul cu ce am observat, îs prize la fiecare pat. Deci 1, 2, 3 și 4, plus inclusiv la lumine, trebuie să se poate da drumul. Locul meu e la 61, e numai bun aici. Deocamdată singur, dar și la 4 e destul de jos, e bun. La CFR aș fi sus, ar fi undeva pe la nivelul ăsta de geam. Asta e mai fain, parcă, când e așa. No, să avem o călătorie plăcută și să dormim bine, zic. De altfel, trenul a sosit cu 12 minute mai devreme, celălalt de București, Timișoara, a venit mai târziu, deci asta a intrat mai devreme și după aia ălălalt a intrat. Ăla de Timișoara, s-au dus și băieții din Ungaria, pe Perica și pe Daniel, așa că, da, dăm drumul la video. Și tot așa cum ne-am obișnuit, avem perină, avem pătura cu care ne învelim și avem pachetul pentru lingerie. Aici frumos, ca să punem jos, punem pe perină și la pătura. Deci cu asta se aprinde și se închide lumina asta, cu asta se aprinde asta mare și asta se închide. Plus, cred că și ușa se poate închide, o să închid mai târziu, între timp am plecat din Timișoara. Bun, fraților, am locul 61, chiar jos nu este nimeni. Deja m-au recunoscut și salut și de aici. Apropo, ăsta putem să închidem, zic eu. Și poate și închide așa, numai ce din afară. Poate avem un vizor care se vede foarte tare. În rest, cam așa, e foarte puțin loc sus aici. Deci la CFR, nu știu, aia avea mai mult loc sus. Știu că la alea de 6 și la 4. Deci ai aici o grămadă de loc, plus ai și pe partea asta. Vagonul ăsta e destul de slab în sensul ăsta de spațiu. Aici se pierde mult. Ar putea să fi fost ceva aici sus, pe lateral, și aici încă ceva pe lateral. Valizele alea mari n-au cum să încapă acolo sus. La CFR, de exemplu, ai loc aici jos. Asta n-ai cum ce să faci. Puteai să pui aici valize iară. Dacă vin 4 persoane și au o grămadă de valize, nu poți să ții numai pe afară. Asta e un dezavantaj. În rest, îmi place că e foarte ok. Până acum îmi place în sensul ăsta. Mai ales că și patul ăsta e mai jos. Și nu trebuie să urci foarte mult, trebuie să urci în cer sus, ci e aici și e bun. No, spațiu. Că normal la CFR alea de 4 sunt aici. Aici și mai aici. Cu asta se au făcut economii la spațiu, dar în rest e bun. Apropo, ce am mai descoperit, vedeți că ăsta e așa și ăsta e tras sus. Cum puteți să dați ăsta jos, că numai așa singur nu merge? Uitați aici, ridicați și dați jos. Atâta tot. Dacă vreți să puneți înapoi, împingeți în jos și e fixat. Numai atât. Altă chestie, ca să întunecați aici, ca să nu intre lumina, ce se puteți face? Simplu, trageți de asta, trageți jos. Chestia, să vedem unde se blochează. Ea singură s-ar duce înapoi, deci dacă las, merge. Însă, el are ceva, dacă împingeți până jos de tot, se blochează. Și aici la fel. Deci, așa, în rest aveți asta cu care trageți în jos. Dar trebuie folosit mânerele ca să fiți siguri că se închide. Și așa, dacă închid lumina aici de tot, e întuneric de tot.
Bine, se vede un pic de lumină și așa, dar nu e așa de rău, adică se poate dormi liniștit. Și ca să deschide, puteți să deschideți ăsta, trebuie împins în jos, cred că simultan, nici nu știu dacă se poate să vă arăt așa. Și trage în sus, lasă el în sus după aia. Și aia o fi. Ok. Bun, haideți că mi-am făcut patul, deja am pus și pătura jos. În rest, traseul cam așa îi. Nu am mers foarte mult, am trecut de Timișoara, Astra Interregio, Astra Carpatic, clasa 2 e 131 de lei, într-adevăr, însă eu am dat 181. Sperăm că nu o să întârziem, la 7.45 trebuie să sosim, sau nu, ceva de genul. Da, de orice, mâine pe data de 2 vreau să mă duc cu trenul de București-Giurgiu, o să și cobor anumite stație, na, 7 perechi pe zi, să văd cum o să mă organizez ca să pot să mă duc și pe cobor la Grădiștea și la Comana, parcă acolo. Desigur, vreau să mă duc până la capăt, adică tot traseul de la București Nord, București Progresul, în care intră așa, cumva rebușează și vin înapoi, Grădiștea, Comana și efectiv Giurgiu. Dar asta alt video, așa că o să recomand și aia când va fi gata, nu știu în ce ordine vor ieși videoclipurile, dar no. Desigur avem și geam de deschis, pentru că no, am deschis-o, că era încuiat, normal e încuiat, dar se deschide numai așa, deci numai atât, într-o parte sau alta, e rabatabil, nu e foarte mult, dar e suficient. Oricum, trenul pe această dată de 1 iunie 2024 și mă gândesc că și în perioada următoare cât va fi. În afara sezonului, în sezon s-ar putea să fie puțin altfel. Sunt două vagoane de dormit, primele două după locomotivă, două de cușetă după cele de dormit și unul de clasa a doua, ultima, deci în total 5. Și în afară de asta nu rămâne nimic altceva de făcut decât să mergem la baie. Se apasă pe buton când s-a terminat asta. Schimbare scutece la bebeluș, văd că loc aici, chiuveta, acolo sunt eu, salutare, aici se poate prinde asta, cred că e și un cuier cu hârtie de igienă, acolo se aruncă restul și aveți și un loc unde se poate face duș. Interesant și e destul de igienic, deci eu aș face duș aici, sincer să zic, și interesant, foarte, foarte ok, deci chiar e bun, bravo Astra. Ceva de menționat, că deci este o priză aici, aici se poate usca, cred că, și aici este săpunul lichid, desigur, asta funcționează așa. Da, ok. Plus că și aici este. Cred că trebuie apăsată, dar și acolo vine direct suflarea. În rest, aici nu se poate coborâ numai pe partea aia la altă. Deci interesant cum e făcut, plus că da, e scoșul de gunoi aici. Să mergem și noi să ne culcăm. Trenul dintr-o anumită cauză mere foarte încet de când am și plecat. Să avea o întârziere, ceea ce nu-mi place. Sau nu, s-ar putea să fie
inclus în mers, deși ceea ce nu cred că ar fi. Vedem, să sperăm să nu avem foarte mare întârziere. Dacă este asta, eu să mă duc cu următorul tren de Giurgiu și rămân să iau micul dejun în București. Da, haideți că mi-am pus în pat. Destul de ok. Aia nu se vede nimic, deci e întunecat foarte bun. Eu zic noapte bună, ne vedem dimineața la prima oră înainte să ajungem în București Nord. Cel mai odihnitor somn ce am avut până acum într-un tren posibil. Pot să spun că nu avem foarte multă întârziere, chiar suntem ok și sperăm că nu mai încalculăm foarte mult. În jur de 20 de minute avem până la următorul tren, în sensul că cu întârziere și până sosim și până pleacă la dat. Așa că da, ne pregătim, deja am trecut să mai pun telefonul la încărcat ca să avem energie și la telefon când sosim, merem la Giurgiu. O să și coborâm chestii, alt video. După 19 ani deschis acea linie foarte importantă, deocamdată o să fie 7 perechi de trenuri, dar se vrea să fie 19 pe zi. Haideți că ne apropiem foarte repede de București Nord și vin cu concluzii. Am dormit foarte bine, patul e foarte confortabil, ai tot ce ai nevoie aici, chiar este pia și baia foarte bun. Ceea ce nu-mi place și pentru asta nu aș recomanda, spațiu pentru bagaje foarte puțin, foarte puțin. Acolo e sus și în rest în jos mai nimic, nu știu unde să țineți dacă veniți mulți. Dar în rest, recomand cu mare drag, e lux, e foarte bun și așa a fost. Am sosit București Nord. Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.